Hei, ce faceți? Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt ce mi-am mai cumpărat, dar înainte de toate vreau să vă povestesc ceva. Să vă povestesc eu mult spus, vreau să vă spun ceva. În ultima perioadă mă cam confrunt cu conturile false de Instagram, cu conversații fără noimă, care nu au niciun sens, care nu duc în nicio direcție doar ca să mă enerveze pe mine acea persoană. Eu vreau să spun atâta. Pe mine, sincer, a ajuns chestia asta să nici măcar să nu mă mai deranjeze, nici măcar să mă mai miște. De ce? Pentru că am găsit o soluție ca să rezolv cu conturile false, s-au închis, totul este în regulă, dar problema este alta. Sunt niște lucruri de grădiniță. Lucrurile astea le făceai când erai la grădiniță. Adică, de exemplu, dacă îți plăcea un băiat și nu reușeai să ajungi la el sau să îi placă și lui de tine, încercai prin tot felul de chestii, de îmbrăligături, de... Asta îmi sună a grădiniță, adică asta sau ăsta care tu e ocupat cu așa ceva ca să-mi faci mie rău, țin să-ți spun că nu funcționează, adică încearcă ceva mai bun. Eu tind să cred că dacă ești atât de deștept, deșteaptă, ai încercat altceva. Adică asta e veche, pana mea, nu te-ai săturat, zic și eu, ca idee, nu știu. În fine, nu vreau să o lungesc prea mult, ai înțeles tu ideea care e, dacă mă urmărești, că știu că o faci pe ascuns sau nu mă interesează dacă nu o faci, dar totuși știu că o faci. Încearcă altceva, adică dacă totuși vrei ca să-mi faci rău sau vrei ca să mă caute bărbați sau vrei ca să mă despar de George sau vrei ca să... Încearcă alte metode, eu zic că te-ar duce capul. Dar așa, o faci în zadar. În fine, nu contează că nu despre asta am intrat să vorbesc. În curând o să plecăm într-o vacanță, super, 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 super bombă. Nu o să vă dau prea multe detalii pentru că dacă aș face asta, după aceea ar ști multă lume și mai bine nu. Și telefonul meu nu prea mai funcționa cum trebuie. De fapt, nici, nu că cum trebuie, nici măcar când scriam, efectiv scriam, dădeam să scriu, mi-arăta, auzeam de fapt că aveam volumul la tastatură, se auzea când scriam, dar mi apărea abia când dădeam ok ca să trimit acel mesaj sau ca să comentez sau ceva. Dar în rest eu nu vedeam ce scriu, practic telefonul meu era bun, dar nu mai era, în fine. Are 3 ani de zile, ce să mai l-am de foarte mult timp, așa că mi-am luat alt telefon. Și nu neapărat mi-am luat alt telefon, nu l-am luat la abonament, pentru că decât să plătesc la el lunar, mai bine mi l-am luat cash. Am dat cu totul, cu căști și cu încărcător, 1199 de lire. Se vede aici undeva. De la Apostor, din Brentros. Așa că haideți să vă arăt. Stai să le luăm pe rând, aici sunt căștile. Hai să le luăm pe rând, să desfacem. Scuzați-mă unghiile, nu m-am dus să mi le pun. Pentru că nu găsesc pe cineva. Apropo, dacă știți pe cineva prin Luton care pune unghii, dați-mi și mie un mesaj pe Instagram. Că vreau și o să-mi pun unghii și n-am la cine. Adică am avut o fată, dar s-a ales praf. Deci, astea sunt... ăsta e încărcătorul. Și eu am văzut că sunt căștile. Ăsta este încărcătorul, pentru că l-au schimbat. Din câte vedeți, nu mai este pe tipă normală. Aici cred că sunt căștile. Eu am cutii. Da, aici sunt căștile. Mi-am luat și căști. Asta pentru că de fiecare dată când filmam câte un TikTok, stați puțin că nu mă descurc fără ceva ca să dai folia. De fiecare dată când filmam un TikTok sau pana mea, nu se auzea, efectiv nu se auzea. Așa că mai bine mi-am luat eu ca să aud direct în căști. Să nu mai să mă preocup că, băi, nu aud melodia, băi, nu știu ce, băi, nu știu cum. Ia să vedem. Da. Le pot încărca cu același încărcător. Adică pot folosi același adaptor. Ia să vedeți ce frumos. Acesta este încărcătorul. Ar fi trebuit să-l desfac, dar hai. Acum, dacă tot m-am apucat. Ok. Și acestea sunt căștile. Cât de drăguț. Asmură. Asmură până nu mai asmură, că nu mai pot să desfac aici. Aba, da. Cât de mici sunt. Și ia uitați. Le pot băga în geantă. Nu mai am treabă când fac un TikTok. Pam, pam. Aud doar eu. Claritate, pam, pam, șmecherie. Ele acum arată că sunt încărcate. Când se descarcă, probabil îmi apare aici cu roșu înăuntru. Deocamdată sunt ok. Superb! O să le pun în geantă, frumos. Ce-mi trebuie mai mult? Iar acum, telefonul! Ghici ce culoare este.
Ghici ce culoare este? Roz. Roz, roz, roz. Mi-am luat telefonul iPhone 15 Plus, scrie aici în dreapta. Pentru că... Gata cu cel vechi. Gata cu cel vechi. Hai să vedem cum arată. Wow! Chiar că este o culoare superbisimă. Ia uitați cât de frumos se vede. Roz. Am vrut să iau turcoaz. Doar că nu era atât de deschis la culoare ca să îmi placă și așa că am luat roz. Ia. Superb! Cam așa arată. Ia să-l aprindem. Doamne, trebuie să mă duc să-i cumpăr husă neapărat. Înainte să plecăm în vacanță. Și culmea, acesta are două camere. Straniu. Hello. Dar bănuiesc că claritatea este mult mai bună decât la telefonul meu, iPhone 13. E și vechi al meu. Ia să vedem aici. Engleză. Să vedem aici țara noastră. Eu mă aflu în Anglia. Așa că o să pun United Kingdom. Eu mi l-am cumpărat, v-am spus, la Liber. Pentru că este mult mai ieftin să-l cumperi la Liber decât să plătești rate. Adică că dacă calculați banii care îi dați lunar, ajunge să plătiți telefonul acesta dublu. Pe când dacă îl cumperi cash, n-ai nicio treabă. Pam, pam, pam. A, trebuie să-l aduc pe ăsta lângă ăsta ca să pot să pun, să-mi iau tot ce am pe el. Iar acum se downloadează aplicații de bancă, aplicații de Facebook, de Instagram, de tot. Super tare, nu-mi vine să cred, TikTok, toate, doar printr-o simplă atingere. Nici nu trebuia mai mult. Am crezut că, bă, o să stau acum să le dau. Bine, normal era și cu iCloud-ul. Dar asta cu atingerea telefonului, cum am făcut adineauri, de cât am atins așa pe... Am stat aproape de celălalt telefon. A fost super easy. Foarte ușor, nu m-am așteptat. Acum să vedem claritatea pozelor. Pe mine asta mă interesează, vreau să se încarce. Ah, s-au încărcat. Ia să vedem aici. Wow! Ia uitați cât de clar se văd. Bine, cât de clar se vede pe telefonul acesta. Oricum, trebuie să-i cumpăr husă. Super fain. Nici nu m-am așteptat. Să așteptăm să se încarce toate cele, să vedem dacă funcționează. Acesta este telefonul, îl ador, efectiv. De-abia aștept să-l folosesc în vacanță. O să vedeți voi. Stați pe aproape și o să vedeți. Așa, să trecem mai departe. Am fost la Aquazura. Eu nu o să vă mai arăt prețurile, pentru că am văzut că este o problemă. În momentul în care arăt prețurile, este o mare problemă. Așa că mai bine nu o să mai arăt prețurile și o să fie tot în regulă. O să vă arăt doar produsul în sine. Și cam atât. Hai să vedem noi. Deci, efectiv, nu am crezut vreodată că o să găsesc sandale care să-mi placă efectiv atât de mult. Sandale, nu sunt sandale, sunt sandale stil papuc. Și ia să vedeți că una deja i-am găsit un defect. Are o biluță căzută. Și eu acolo nu am văzut-o sau ce? A, nu este, este mai accentuată. Ia uitați cât de superbe sunt. Uitați-vă cât de superbe sunt. Efectiv, adorabile. Le ador. Sunt foarte frumoase. Cam așa arată pe talpă. Și, surprinzător, am început să port 37. Nu știu cum, nu mă întrebați, dar am început să port 37. La anumite perechi de încălțăminte. Așa că mi-am luat și eu aceste sandăluțe superbisime. Sau papucei stil sandăluță, cum vrei să-i spuneți. Eu am să-i scot totuși din asta, pentru că o să-i pun pe acel raft. Stați să scot și pe celălalt. Am să-i pun pe acest raft în spatele meu. Nu are rost să păstrez cutiile, niciodată nu le păstrez. Înainte le păstram, acum nu mai fac această prostie, nu mă întrebați de ce. Uitați cât de drăguțe sunt. Sunt foarte frumoase. Dar acestea le-am luat din Bicester sau Bister Village, cum spuneți voi. Asta mai trebuie să o țin. Așa că la revedere, Chia. Iubi și-a luat un tricou aici, de la Carolina Herrera. Nu cred că vă interesează, dar eu totuși vi-l arăt. Pentru că dacă nu, după aia o să mă întrebați ce ai avut în toate acele pungi. Un tricou de la Carolina Herrera, simplu, frumos, drăguț. Super. Ok, lasă-l aici că o să-l scoate și pe asta.
Bun, să mergem mai departe. Iar noi, ieri când am fost în Westfield, ne-am cumpărat câte ceva de la Louis Vuitton. Haideți să vedem. Prima dată, cred că ăștia sunt ai lui Iub. Nu știu ai cui sunt primii, că nu am pus decât dacă desfac cutia. Nu le-am desfăcut până acum. O să vedeți acum cum sunt împachetați aici. Așa că nu am de unde să știu. Pe cui am luat primul. Dar cred că ăștia la cât sunt de mari sunt ai lui. Da, sunt ai lui Iubi. Ne-am luat papucei. Pentru că, după cum bine v-am spus, ne pregătim de vacanță. Toată lumea are o vacanță, nu? Bine meritată. Bine, noi, la noi e a doua, dar na. Ia uitați cât de frumoși sunt. Aceștia sunt ai lui. Sunt pe negru. Frumoși. De piele. Confortabil. Mie mi-a plăcut foarte mult că și-a găsit pe mărimea lui, că dacă nu-și găsea pe mărimea lui, era jale. Mie mi-a plăcut foarte mult talpa. Adică nu e fin așa să se ducă piciorul în față. La ei mei nu am găsit așa, dar sunt frumoși. Ce părere aveți? Vă plac? Ia să vedem aici. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Da, mă mănâncă nasul. Ar fi surpriză să lipsească un papu de aici. Cum ar fi? Cred că ar fi... Ia uitați. Ia uitați cât sunt de frumoși. O să iau și în picioare să vi arăt atât pe ăștia cât și pe ceilalți. Pentru că nu se poate altfel. V-am spus, am început să port 37. Nu știu de ce, nu mă întrebați. De la o vreme în care am început să port 37. Straniu, dar adevărat. Uitați cât sunt de drăguți. Deci eu efectiv îi ador. Și o să vă arăt și cum îmi vin în picioare. Cam așa îmi vin în picioare. Sunt super confortabil. Super, super confortabil. Și îmi plac foarte mult. Voi ce părere aveți? Îi ador. Iar cam așa arată ceilalți. Efectiv, sunt superbi. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Mă avantajează acest tip de pantof stil papuc. Voi ce părere aveți? Sunt superbi, nu-i așa? Ah, apropo, pentru cei care nu mă urmăriți pe Instagram, acesta este Instagramul meu. Nu am alt cont. Are bifă. Celelalte conturi care vă dau mesaje nu sunt eu, iar acesta este singurul meu cont de Facebook. Care are bifă, de asemenea. Și cam atât. Cam acesta a fost vlogul meu pe ziua de astăzi. Să-mi spuneți ce părere aveți și dacă vă place ce mi-am cumpărat. Pupici!